scandal monstrul a gala femeilor care deriesc sănătate, Olivia Steier rămâne fără premiul acordat la presiunea sponsorilor. Scandal la gala femeilor care deriesc sănătate. Olivia Steier a primit, miercuri seară, la un eveniment dedicat sănătății, premiul pentru rolul său activ în societate, ceea ce a stârnit controverse pe rețelele sociale, vedeta fiind cunoscut pentru lupta ei împotriva vaccinului. În cele din urmă, organizatorul galei femeilor care deriesc sănătate a decis să retrag premiul acordat Oliviei Steier pentru rolul său activ în societate, informează Mediafax. Ne cerem scuze dacă acest decizia noastră a prejudiciat în vreun fel brandurile care ne-au fost alturi în demersul nostru de a promova valorile de sănătate, sublinierea excelent ca în medicină. Prin urmare, dacă brandurile care ne-au susținut consider că acordarea acestui premiu le-a adus prejudicii de imagine, am decis retragerea în mod oficial a acestuia, în ciuda faptului că alegerea noastră de a-l oferi a fost bazat pe total alte considerente decât cele pentru care Olivia Steier este acuzat în spațiul public, a scris pe Facebook Florentina Opri, subliniere, organizatorul femeilor care deriesc sănătate. Olivia Steier, fost prezentatoare de televiziune, cunoscut pentru campaniile sale împotriva vaccinării, a fost premiat pentru rolul său activ în societate, miercuri seară, în cadrul galei femeilor care deriesc sănătate, organizat de Asociația pentru o viață sănătoasă. Liviu Dragnea, contrazis de la guvern: eu nu am văzut un memorandum de acest general. Premiul acordat vedetei a creat un val de reacții negative pe rețelele de socializare, dar sublinierea în rândul asociațiilor care activează în sănătate. În cadrul galei, printre alți invitați, au fost prezenți sublinierei presubliniere din Telecasei Naționale de Asigurări de Sănătate, Răzvan Vulcnescu, managerul Institutului Clinic Funden, Carmen Orban, dar sublinierei secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Rodica Nassar. Câțiva dintre sponsorii evenimentului au spus că nu au subliniere piut de prezent ca Oliviei Steier, precizând ce sunt companii care susțin subliniere și promovează vaccinarea. Ieri, 18 aprilie 2018, am avut o surpriză extrem de neplăcut. În cadrul evenimentului Gala Femeilor care deriesc sănătate, organizat de Asociația pentru o viață sănătoasă din România, care se presupune a susține excelența în medicină, subliniere timp sublinierei sănătate, s-au adus prejudicii valorilor pe care brandul Aqua Carpatica le-a promovat, sublinierei le promovează de la bun început. Imaginea de brand a fost puternic afectat prin decernarea unui premiu de excelență unei persoane care promovează non-valorile subliniere tincifice sublinierei medicale. Brandul nostru nu a avut niciun fel de informații referitoare la DS subliniere urtorul evenimentului sublinierei implicit nici numele celor care urmau să fie premiați în cadrul galei. Valorile pe care le promovăm sunt legate de un stil de viață sănătos, de consumul unei ape minerale naturale filtrate natural, prin procese hidrogeologice de milioane de ani. Prin
urmare, există o incompatibilitate crasă între valorile noastre sublinierei valorile susținute de Olivia Steyer, au precizat, pe Facebook, reprezentanții companiei Aqua Carpatica, unul dintre sponsorii evenimentului. Printre sponsori s-au numărat sublinierei firme care activează în domeniul medical sau farmaceutic. Alert, meteorologii au emis o atenionare de vânt puternic pentru mai multe județe, rafalele vor atinge viteze incredibile. Medicover este o companie de sănătate care practic sublinierei susține medicin bazat pe studii clinice sublinierei cercetare medical sublinierei nu poate fi asociat cu mi subliniere care a antivaccin sau cu principii personale ale unor persoane publice, fapt de care ne dezicem în totalitate. În rețeaua națională Medicover în fiecare zi se prescriu recete medicale sublinierei se aplic tratamente din schem național de vaccinare, precum sublinierei alte tratamente specifice care demonstrează angajamentul nostru pentru prevenția, tratarea sublinierei sigurant tratamentelor pentru pacienți și no subliniere 3, scrie, pe Facebook, compania. Nu mai spun de sponsori, care nu cred ce subliniere tiau din avans ce urmează să fie premiat doamna Olivia Steyer. Sunt branduri uria sublinierei, sunt asiguratori de sănătate, sper ce nu subliniere tiau ce urmează să fie asociate cu numele uneia dintre cele mai toxice nume din spațiul public românesc, a precizat Tana Mike.